Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a declarat duminică seară că a fost elaborat un proiect de ordonanță de urgență pus deja în procedură de transparență decizională, care prevede mărirea amenzilor pentru persoanele fizice care nu respectă măsurile stabilite prin ordonanțele militare pe perioada stării de urgență. La nivel legislativ, Ministerul Afacerilor Interne a inițiat un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului numărul 1 din 1999, privind regimul stării de urgență, proiect care este pus deja în procedură de transparență decizională. Această ordonanță de urgență vine în completarea celei care a majorat pedepsele de ordin penal și are ca principale prevederi următoarele lucruri. Amenzile pentru persoane fizice care nu respectă ordonanțele militare se măresc și vor avea următoarele valori: minim 2.000 de lei și maxim 20.000 de lei, față de minim 100 și maxim 5.000 de lei, cum sunt în prezent. El a adăugat că se vor mări și amenzile pentru persoanele juridice care încalcă prevederile legale în perioada stării de urgență. Amenda minimă pentru persoanele juridice care nu respectă ordonanțele militare se mărește de la 1.000 de lei, cât este în prezent, la 10.000 de lei. Maximul amenzii pentru persoanele juridice rămâne stabilit la 70.000 de lei. În plus, la articolul referitor la sancțiunile, se introduce un nou aliniat care prevede că pe lângă sancțiunea contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare cuprinse în ordonanțele militare: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție, interzicerea accesului la respectivele bunuri prin aplicarea sigilului de către organele abilitate, suspendarea temporară a activității, desființarea unor lucrări, refacerea unor amenajări. De asemenea, Despescu a arătat că nu vor fi tolerate abateri de la normele legale în vigoare. Îi asigurăm pe toți cetățenii că adoptăm toate măsurile pentru prevenirea răspândirii acestui nou virus și că nu vom tolera nicio abatere de la normele legale în vigoare. Fac apel să nu dați curs și să nu propagați informații false, atât referitor la activitatea instituțiilor publice, cât și la orice tip de activitate privind eforturile de limitare a răspândirii infectării cu noul tip de coronavirus. Totodată, el a menționat că s-a dispus către structurile subordonate ale MAI ca verificările privind respectarea prevederilor din ordonanțele militare să se facă pe întreg teritoriul de competență, nu doar în anumite puncte fixe.